punta forma de faca. Salutare YouTube, sunt Cristi și suntem aici alături de schienă astăzi și o să prezentăm un nou server mcsincercraft.ro. Avem acolo în spatele meu IP-ul și câteva date despre server și ăsta de aici. Stai așa. Am apăsat butonul greșit. Gata. Ăsta de aici așa este adminul și o să ne prezinte astăzi acest mirobolant server. Unde e noapte? Dă un efect așa mai romantic, să știi. Unde e zi? Nu mai e noapte. Acum e acum e... Unde, știi, pe vară, pe timpul vremea e imprevizibilă. Hai să-i dăm bice. Păi nu prea sunt jucător pentru că am zis că dacă deschidem un server nou, fresh, am vrea să începem cu prima promovare de la tine. Ce drăguț. Bun, hai să prezentăm ce poate acest server să facă, ce știe să facă el. Ok, în primul slot avem lista de servere, doar atâta ne permite momentan. Ok, survival. De ce nu pot să văd ce scrie? Am intrat la factions. Factions, da. Da, mi-eșa din ecran. Factions, ok. Ok, sunt la fel. Holy fuck, dar nici nu ne-ați dat deloc un kit OP. Ce zic chestia asta? Da, ăsta e faction OP. De ce îi face să se spawneze creeperi? Asta e pentru baze. Dacă te duci la baza cuiva, vrei să o detonezi ca să câștigi power, te duci cu tânături, obsidian, bedrock, tot ce prins. Efficiency, I'm breaking sharpness 4, efficiency. E bine. Ok, hai după mine. Aici, shop-urile sunt făcute de Eddie, kit-urile sunt făcute de Antonicu. Aici, ca să cumperi bedrock, XP, egg, creeper egg și ce mai trebuie. Sunt mai multe shop-uri. Continuăm și pe aici. Ok, ai încoace. Deci sunt 4 shop-uri. Înconjoară tot spawn-ul ăsta. Păi, normal. Și bănuiesc că fiecare are un lucru diferit. Păi, logică toată chestia. Bun. Ceva de genul, tu ești aici și ce vrei să găsești în shop-ul ăla și o colești pe în partea aia, așa, știi? Hai să încercăm. Cactus, chestii, lemn, TNT, hopere, chestii, shop. Ok, ca să fie mult mai OP și așa avem bounty, adică pui preț pe capul cuiva, o să pun aici o hologramă cu un meniu. Momentan e în dezvoltare. Să vezi cine are cel mai mult bounty sau? Nu, bounty, adică... De ce Dumnezeu ai cumpăra bedrock? Pentru a-ți face baza impenetrabilă. Și tu cum ești? Comandă, / set home, / spawn. Normal. Și poți să-ți faci bedrock-ul cu 5 pe blocuri de TNT. 15? What the fuck? Păi, dacă pui... Nu. Da, ăștia au bubuit la mine! Dă-i un pupic. O bubuit. Da, stai să pun un preț pe capul tău, hai să vedem. Concita, hai. Holy fuck! Gata, vezi că am pus un bounty. Dacă te moare cineva, nu, și îi pică capul tău, mi-l aduce și primește $250. Pe bune? Și dacă nu-i pică capul meu? Ba pică, că dacă mori îți pică capul. Mă teleportezi și pe mine. /, warp spawners. Warp spawners? Da. Bun. Wow! M-am speriat o leacă. Ok. Aici ce avem noi? Villager, monede, ca să cumperi. Ca să poți să cumperi de aici. Am înțeles. Deci în loc să cumperi direct cu diamante și cu emeralde, întâi cumperi cu diamante și emeralde niște coinuri și cu coinurile cumperi după aia, am înțeles. Da, păi ca să fie cât mai scumpă, pentru că cu asta te duci la spawn, le vinzi, adică, de exemplu, îți faci o fermă de iron golem. Se spawnează într-una, iei tot ironul, îl vinzi și, nu știu, îți cumperi bedrock, îți faci un castel. Îți cumperi mai multe spawnere, îți cumperi tot, să fii cel mai bun de pe server, ceva în genul ăsta.
Da. După aia... A, scrie ca să facem mai... Știi faza aia când intri pe un server, ai muncit o groază și ai găsit pe cineva care dă la schimb ceva. Da. Pentru un lucru care l-ai tu. Și dacă el zice să-i dai tu primul. Da. Îi dai tu primul, el pleacă. Ca să facem chestia asta mai simplă. Sau neapărat mai simplă, ci mai safe. Așa. Vedem. Slash trade conchita. Și scrie slash trade accept scan. Să mai scriu și numele? Da. Nu ai permise pentru așa ceva. Stai. Am uitat să dau ceva. Așteaptă o clipă. We trade. Stai, cred că am scris acolo când am tradus. Am tradus-o la greșit, cred. Drăguț. O, așteaptă o clipă. We trade. Schimbăm. Ar fi ceva să pic pe aici. Bă! Ok. Ce m-a speriat ăsta? Mine, mersi. Ok, încearcă acum. Hai să vedem. Ok, e dat? Da, încearcă. Please do not repeat the same or similar command. Stai un pic. Scrie slash spawn ca să te duc de aici. E zona interzisă, da? Un pic. Ok. Mamă, bă, dați, Dumnezeu! Bine că n-am chestia asta mai tare. Acum, slash trade. Am un topor, mi-a dat un topor! Ok, deci să dau slash trade? Da, trade accept. Trade accept player. Scan. Ah, bun, gata. Ok, dai click pe itemul care vrei să-l dai. Uite, ok, dai trade. Dai acolo pe butonul ăla verde. Nu da pe respawn, trade. Stai așa. De pe aia verde, așa, după aia dai confirm. Gata, ai primit bot-ul meu care ți l-am dat și am primit restul. Drăguț. Vezi, eu zic că te-ai cicat mai mult. Da, ceva îmi spune că asta nu e prea corect. Păi dar tu ai vrut bot-ul. Puteai să dai cancel. Holy fuck. Scrie slash, uite, așa, we... Greu și suma. Slash pentru... de draw și cât să dau? 1. Uși slash withdraw 1. Slash withdraw 11. I dat 10 slash de spawn. Și acum withdraw 69. Nu trebuie. N-am destui bani. Dăm din nou slash spawn, apoi slash withdraw 10. Trebuie să dai neapărat. Gata, spawn. N-am bani, da. Eco give, Conchito 15, na, hai, dă-i. Bun. Nu trebuie hai, dă-te. Dă-i slash mă subie sau ceva. Gata. You created a note for 10 bucks. Ok, dă-i info. Uite, vezi, dă-i info. Withdraw 50. Ei, uite, tu mi-ai dat bagnata de 10, da? Eu îți dau una de 50. Oricum, vezi că nu trebuie să dai neapărat spawn, e un delay de 10 secunde între fiecare comandă. Mi se pare perfect normal. Dar de ce să aștept 10 secunde când pot să fac o altă comandă și apoi să mă întorc la comanda originală? Bine, na, și asta e o variantă, dar noi am pus așa ca metodă de spam. Și chestia asta după aia poți să o pui înapoi și cu asta cumperi la shop sau cum? Am luat banii. Ați primit bani, așa. Ok, hai înapoi pe hub. Pe unde? Slash hub. Te laghezi cu parola ta. Hai, bine că trebuie să mă loghez cu parola mea. Ok, m-am logat și am revenit. Bun, hai mai departe. Ai văzut lista cu servere, acum deschide Golden Apple-ul. Așa. Ai acolo o listă de informații. Procesoare... I3. Păi nu ne permite. E 80 de euro dedicatul. Așa, ok. Ok, după aia avem meniul.
E doar pentru VIP. Jucării, mounturi, particule, deghizări, extra, donații, animale. E doar de la VIP în sus. VIP, VIP Plus și VIP Plus Plus. Doar pentru alea sunt. Inclusiv donațiile, adică trebuie să fii VIP ca să poți dona pentru VIP, am înțeles. Da, de ce nu? Bun, ok. Acum, da, vedeți aici donațiile. 50 de euro pentru fondator, 10 moderator, 25 owner, 5 VIP, premium în curând, 6 VIP plus, 7, 8 VIP plus plus, admin 15, helper 4 și YouTuber fă un videoclip cu serverele noastre, pune pe YouTube, după aceea anunță un fondator că ai terminat de aplaudat videoul. Ok, deci, da. Și ai, YouTube. Ai 100 de abonați, nu? Eu? Da, tu. Da, câte 100 pe zi. Da, cel deci poți să faci și tu. Da, bă, îți dai seama. După apoi avem căpăul care arată cod reducere 25% Summer Sale. Deci cât încă e vară? Cam până pe 15 septembrie. Da, încă, cam, deci bine zic eu, cam cât e vară? Până pe 15 septembrie, da. Deci restul vacanței puteți să profitați de această chestie și să intrați și să vă primiți o reducere. Da, păi avem sistemul automat aici pe vinovat pe mine. Hai. Aici, hai. Așa, uite aici, store, adică magazinul îl avem pe store cum se să crea punctul. Și desigur, nu în ultimul rând, store. Care e ce am văzut mai devreme. Da. Decât că aici. Bun. Ok, momentan am uitat să prezint asta, e tot doar Perfection e pusă momentan. Acum te sper să vii din nou. Bun, aici auz. Warcraft-es, așa. Cum? War... Dai că stai că să-l te... te... Deci Dumnezeu a scris acolo. Da, credem, momentan sunt încă în lucru pentru că am văzut noi pe un server, desigur, care nu era românesc. Și pe niciun server românesc n-am văzut încă chestia asta, așa că am zis că să facem și noi. Just do it. Poți vota de 5 ori pe zi, pe fiecare server. Așa. Și... Și pe cine votezi? Votezi serverul respectiv. Adică dacă ești pe serverul de kit PvP și dai slash vot, poți să votezi serverul de kit PvP. Deci dau slash vot? Ți-am zis. Nu le băgăm momentan. Da, comanda nu există. Încearcă help. Bun. Deci, da, ce face chestia cu vot? Îți dă vote creator. La vote creator ai șansă să-ți spice ori spawnere, ori grad de... începem cu hero, după aceea elite, god și legend. Deci gradele astea pot pica aici. Pentru că am văzut că toată lumea vrea grad gratis. Așa convingem jucătorii să stai cât mai mult. Și crește de la Cufer Vod, Cufer Uncommon, Cufer Rar, Mythical, Legend, Uncommon. Uncommon. Da, Uncommon. Uncommon. Ok, Uncommon. Uncommon. Common, uite așa. Da, știu. Uncommon. Bun. Și... Vor fi băgate pe toate serverele, doar că de-abia am cumpărat pluginul și le băgăm după ce terminăm pe toate serverele. După aia să fie disponibile. Ok. Deci momentan încă este... În beta. Construcție, să zic așa. În beta, alfa, în open beta, dacă e să o luăm așa. Beta, da. Noi suntem în closed beta și o să fie pe open beta. Da. Nu mă întreba ce fac pe aici. Stai, nu știu. Nu ești tu. Aici erai. Tu nu erai la Warcraft cu mine? Nu. Bine. Mi-ai zis când ai TP? Păi și-am dat TP. Hai că am venit eu. Na. Uite, deci aici sunt cuferile. Bun. Cufer Vot, Cufer Uncommon și nu în ultimul rând restul. Aha. Da. Ok. Ai ex-ul de YouTube. S-a dat. E pe, de la kit-ul de YouTube. Mi-a pus punct la final automat? Da. Și dacă eu pun punct? Stai, cea de genul.
Nu mai pune. Păcat. Ok, hai să mergem pe Skype VP. Hai pe Skype VP. Slash Skype VP. Nu e complicat. Sky spațiu PVP sau legat? Uite, da. Și Dumnezeu am pus acolo. Gașa, bun, hai că am venit. Suntem aici. Bun venit, Conchito. Skype VP 1.8. Aceeași chestie pe care am văzut-o și la Spawn în Hub. Ok, ai și chestia cu Tab. Dă un pic Tab. Ce am? Tab. O să Tab. Da. Deci se schimbă culorile alea acolo, le simți de că nici încă nu-mi dau seama ce sale la în fine. Da, pe PvP, ce avem? E normal, pur și simplu, știi, te duci, cazi jos, cauți iteme. Și credeam că cazi sus. Bine. Ok, deci mă arunc pe aici? Nu, nu te arunc. Iei damage. Unde n-ai să mă arunc? A fost un băiat bun. Mi-ai să mă arunc jos, m-am aruncat. A, pe aici. Și vezi să pici în apă, că ți-ai damage acolo. Da, am observat. Putem să o prin chestia asta, să nu ți-ai damage dacă te arunci, dar e mult mai funny. Am observat. De ce n-ai am două kituri? Pentru că l-ai... Deci am cinci kituri. Că le-ai luat până... A căzut și Eddie pe aici și le-ai luat și pe ale lui. Ok, mai avem aici sus Warp Enchant. Că pui fie Conchito. Ok, Warp Enchantul. Unde ești acum? La sus. Ok, deci mi-ar trebui să dau slash Warp Enchanturi. Aici e Warp Enchant, dacă vrei să enchantezi singur. Dar nu te văd, așa, gata, hai te văd. Pentru că nu veni să mânc acolo, de-aia nu mă vedeai. Nu, de obicei, mai e o chestie, când teleportezi pe cineva sau te teleportezi la cineva, nu-l vezi pentru 50 secunde. Așa e pe toate serverurile, nu e vina noastră. Ha, am luat lapisul și am fugit, ha! Lapisul ăla apare întotdeauna acolo și ți-l scoate din inventar. Nu dacă l-arunc eu. Nu pot să l-arunc. Ți-a dispărut din inventar, nu? Încă l-am. Nu ține, nu l-ai, stai un pic, nu e văzut să... E concit, eu să vedem mai ceva inventar, nu e gol. Eu l-am în mână. Așa ți-arată ție, pentru că... Ți-arată, da. Hai cu mine. Bun. Partea cea mai importantă, desigur, șocul. Pam 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 pam. N-ai căzut. De ce ți-ai cumpărat un topor? Bine, în afară faptului că dacă știu. Bine, enchanturile aici, doar 3 enchanturi am pus. Ok, restul itemelor care se cumpără. Aici doar enchanturile care nu sunt așa de OP. Adică care să te ajute să faci PvP. Știi? Mm-hmm. Doar ca să strângi bani și să-ți cumperi bottle XP și chestii din asta. I see. Deci un fel de dai bani ca să faci bani. Da. Ok, înțeleg, capisco. Sunt doar cele mai importante. Da. Deci, într-o dată, că putem să punem și... Night Vision. Cum zice? Night Vision, ăla nu e enchant. Ia enchant, aaa. La unde? Uite acolo, sunt doar 3 enchant. Ha, aici. Sharpness 5, Protection 4, Fire 2. Ok, și mai adăugăm noi ceva, în curând. Tot, dar chestia asta ne-o face un amic de-al nostru care se pricepe foarte bine în Java. Dacă știi ce e Java. Tu doar zi acolo și vezi de treaba ta. Da. Lucrează la enchanturi în plus, gen lifestyle, fur viața cuiva, poison, prea chestii din astea. Prea mult lol. Nu e adevărat. E, nu. Bine, e adevărat și cu lol, dar... Dar tocmai ce-mi dătuse și mie acel toporope. Păi păcat. Da, am căzut pungă, pac, l-am pierdut.
Păi la resting pepper, a, uite, l-am aici. Sharpness 5. Interesting. Ok, bănuiesc că asta e cam tot la... Asta până acum, nu? Slash skyblock. Stai și... Dacă poate nici pe asta nu știu să-l apăs. Ha. Stai. Ok. Gata, am venit. Aici nu-mi dau decât mâncare. Da, știu. Ok, bănuiesc că slash și s... Slash și s, la fel cu trade-ul, chestiile astea... Slash și s... Standard, da, join an island... start a new island... Gata, okay. M-a dat aici... Toate nebunile pe care le avem de obicei aici... Ok, e ok. Căsuță în copac, stand... Holy fuck! Da, și mai găsești și un spawner al tău aici. E foarte micuță această mapă, ce pot să zic? Da, și nu știi cât se extinde încă insula. De exemplu, eu și asta e insula, nu, asta e insula ta. Aia de acolo e insula lui Eddie. Vede că vezi lângă tine, vecinul tău. Și cea de după Eddie e Ana. Noi ne-am făcut un poduleț între insule. Adică pentru playerii care vor să-și unească insulele, știi? Da, la fel avem la Ward Shop. Ce a fost cu asta? Ok. Ah. Da, aici să-ți cumperi ce-ți trebuie, de asemenea de vânzare. Mai bine pune și voi sapling-uri. Sunt foarte multe de vânzare. Și aici la fel cu tokens-uri. Sunt villagerii. Că ai văzut, poți să cumperi. Normal în Minecraft nu poți să cumperi spawnere separate, știi? Da. Trebuie să vină un admin să ți le seteze chestii din astea, chestii. Ei, aici poți să cumperi unul separat. La fel, dacă faci fermă de aer în golem, cumperi mai multe spawnere, faci insula și mai mare, chestii din astea. Și aici ar să fie creepier, la care pică rank-uri, spawnere, pătite pe Skype-ul, o să pice arme, pistoale, chestii din astea, ca să-l facem mult mai interesant. Dar așteptăm să se adauge. Ok. Bun. Următorul gamut. Slash kit pvp. Slash... K-I-T-P-V-P. Kit pvp. Bun venit, concito. Kit PVP. N-am niciun kit aici. Da, vină cu a. Free. Click, gata pe kit membru. Kit odată, what the fuck? Ăla îl poți să-l iei doar odată. Pe secolul ăsta. Kit membru poți să-l iei de mai multe ori. Și poți să iau kit odată să văd cum e? Da, poți să-l iei. De-aia e doar odată. Și de câte ori pot să iau kit-ul ăsta? Și dacă îl pierzi, ai bere care ciupă scurt. Am așa ceva. Adică, de exemplu, eu și cu Eddie am făcut un PvP, eu s-o ales cu două armuri. Înțeleg. Și pe urmă le pui în chest. Și-l pune în undercea și-l prestează. Primești 4 dolari pe... un kill, ceea ce face mult mai greu totul. Băi, stai, stai, dă în mine, eu nu pot să dau în el. El e pe creativ. Alu, never mind, dacă pot să dau în el. Au. A, doamne. Și... mie că o să pierzi acolo. Deci o să-ți pierzi kit-ul cu aia doi. Cu cine? Cu Eddie și cu Antonicu. Nu te duce să te bați cu ei. Mă rog, las așa. Da. Vina. Ești în subteran chestia asta. Măi, e o hartă destul de mare. Ok. Deci la spawn să-ți arăt încă ceva. Să pe AWN. Tocmai am băgat niște kituri noi. Da. What the fuck? Ok. Spawn. Shop, cu poțiuni, golden apple-uri, kit-uri. Asasin. Cum sunt astea? Îți trebuie bani, stai un pic, o clipă doar. Vreau să-mi iau kit-ul de asasin, să văd cum.
magie. Nu ai acces la acest kit. Ups, stai, nu sunt pus accesurile la ele. Sau nu le-a creat... Ah, da, am uitat să pun ceva. Spectre, oh, din nou. Da, trebuia să le pun cu... What the fuck? Trebuiau puse cum erau, uite aici. Vezi? Vino acolo. Mm-hmm. Aici, astea, sunt kiturile astea. Doar că le-am pus de două ori acolo, încă o dată. N-am suficienți bani. What? Ce-a făcut? Iron Bank. Cât? Ți-a dat o groază de bani. Da, ți-a dat bani. Nu-ți mai cumpăra același grad într-una, că-ți scade din bani. Cumpără-ți rank gold. De ce? Ăsta strede. Ok, l-am luat. Ok, și scrie ceva. Bine, acum ai cumpărat obsidian. Aha. Și ai câte un kit la fiecare din ăsta. Înțelegi? Faci bani cu kitul de membru și kit odată. Plus kiturile care, plus itemele care ți le faci tu cu enchanturile care sunt chiar aici. Da, nu știu de ce m-am zis acolo. Enchanturile care le cumperi aici. Da? Da. După aia... Na, le cumperi de aici. Rankurile și te mută. Rank Iron, rank Gold, rank Diamond. Și tot felul. Ioi. Aici e un parcurs, nu știu dacă îl treci tu, dar în fine. Odată la două zile se duce unul dintre mine, Eddie Antonicu, și umple chesturile astea cu iteme foarte OP. Mai OP ca kit odată și ca rank obsidian. Ce face rank obsidian? Păi, la rank obsidian ai kit-ul. Ah, ok. Sharpness 5, protection 5. S-a omorât. Și da, slash kill. Fuck. Never mind. Nu că nu mor. Bun, sunt la spawn și ardă flacă pentru tine. Bun. Și... Așa. Păi, slash survival, atâta mai e. Ok, survival. Bănuiesc că este ca... Cum se numește? Ca factions-ul fără facțiuni, adică survival normal. Ceva în genul ăsta. Ok, hai să vedem și hub-ul pe aici, dacă zici că e ou. Ok, să vedem ce kit avem. Survival-ul, protecție... O singură bucată de carne, really? Da. Aici avem shop-ul. Aici avem celălalt shop, adică de fapt restul shop-ului. Job-uri. Survival, chestii normale, încă un puțin shop. Ăla nu-i shop, alea sunt iteme free, dar în fine. Da? Never mind. Uite, și dacă ți-e foame, iau un cookie. Iau cu ștrică. Nu merge. Ba merge. Și clic dreapta. Eu pot să iei. Păi da, clic dreapta. Ba merge. Ba nu merge. Ba merge. Oh, sunt youtuber, eh? I see. Ia, uite, vezi, merge. Mie merge. Mie nu merge. Stai, nu înțeleg, stai, care e logica. Manu, de... Stai că am scop gratul, de OP. Mie merge. Mie nu mi-a mers. Mie merge. Ai lag. Stai, vreau. Poate ai lag, nu știu, dar mie merge. Ok. Văd că... Oh! Voi ați făcut spawn-ul fix lângă un village. Și nici n-am pus protecție pe el. Mă duc acum până acolo să văd ce... Nu că ar desnui, decât vreau să văd ce... Să văd dacă e cineva care... Adică, mă rog, oricum. O să se ducă mai mult ca sigur cineva. Antonicu nu mai pune protecții. Ea nu pune protecție, își lasă-le așa. Îți dai că își pune snake acum. Nu-mi pun. Da, îmi zice. Cine vine aici primul servit, primul poftit. Am așa ceva. Da. Anyway, mai alt de-asta care nu mai țin minte câte au fost.
Mai e așa un primul sau? Numai? Dă-i slash list, atâta. Slash cum? List. Așa, se pare că sunt 4 jucători online. Eu, tu, Antonicu, Eli. Da. Păi, da, cam asta a fost tot atunci. Stai, stai să dau hub. Ai primit kick când te conectai la hub, ce? Atunci la cum? Ah, eu am pus whitelist, că interesă un jucător. Lol, what the fuck? Da, intră acum. Hub. Încă nu merge. Whitelist off. E whitelist off. Ah, gata, da. Acum am putut să mă... Să acum, mă... acum am dat whitelist off. Iar da. Trebuie să mă... Loghez. Da. Am revenit, m-am logat. Bun, deci, stai așa. Aici, ca de obicei, avem... Adică, de fapt, stai, înainte asta. Acolo e scan, Eddie. Ce semănați, bă? Și Antonicu, cu capa. Și, ups, iar am apăsat butonul greșit. Și cam asta a fost și cu această promovare. Stai, am uitat lucruri esențial. Ah, un plugin dedicat ție, stai așa, o clipă. Vino pe Survival, e băgat și pe Skyblock și pe, și pe Factions. Nu un pic? Asta era pentru tine. Surpriză, făcut pentru tine, este clar. Lol, mersi. Speed 10, să se găsesc un loc unde să ți-l pun. Tipul here. A intrat pe... așa. Tipul here, concito. Ok, hai să spunem aici. Ai toporul pregătit? Ceva? Da. Ok. Încă n-am. Ua! Ce? Mamă, cum a apărut ăsta fix în fața mea. Așa. Trebuie să ți-l plantez. Asta este pe Survival, nu? Da. Ok, am găsit serverul. Skyver, așa, gata. Acolo. Ce? Nu, pe Skyblock, pe Skyblock să l-am pus, scuze. Și trebuie să ne mutăm pe Skyblock? Da, dă-te pe Skyblock. Pentru tine îl pusesem, dar okay, am uitat. Da. Spune. Așa, slash S, de pe la insulata. Return home, da. Ok, titlul concită. Dar pe Skyblock perfection e, am uitat. Ok, vină încă. Da. Vină încă aici. Tot. Taie de acolo, de la len. Tot. Taie, pică frunzele. Și okay. Copacul observ, nu ce observ. Okay. E o animație, ca și cum ar cădea, ca și cum cădea în viața reală. Ok. Pluginul, stai că zic imediat cum se numește. De fapt, asta e. Huh. Well, asta ar putea să fie o problemă. Păi? Ce-i face? Dacă tai copacul. Stai. Ia încerc. Dar nu pică ăsta. Pică doar frunzele, na. Vine toamna, ce știi tu. Da, ok. Ok, da. Pluginul se numește Cristi Pădurar. Așa. Ce pui mie, mă? Mi-ați făcut praf casa. Ei, asta a fost casa mea. Ok. A fost. Fuck you guys. Fuck you. A fost, bine zis. A fost. Oh well, atunci, cam asta a fost și cu această promovare, și cu acest clip. Da. Mai am să zic un lucru. Auzi? Spune. Auzi? Da, aud. E bine. Atunci. Nu sunt chiar. Atât voiam să știu atât. Bun. Dacă aud? Ok. Bun, deci cam asta a fost și cu această promovare, cu acest clip. Stai, F5. F5. Eu am fost Cristi și aici a fost Ken și cu Eddie și cu Antonicu. Noi am lucrat pentru canalul ăsta, da? Da. O să vă las IP-ul în titlu și în descriere, ca de obicei, să intrați. Și, da, sunt câteva chestii interesante, deci de ce nu? Măcar pe Skyblock, stai, cum se numește, măcar pe Skyblock, pe Survival, pe Factions, pe Skype PvP și pe... Da, înțelegeți, voi vezi ce face! Însă, eu am fost Cristi, până data viitoare, bye bye!